Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Români despre români. Începem emisiunea din această seară cu informații despre tragedia care a avut loc astăzi în Noua Zeelandă. Până atunci, însă, să vă prezint invitații mei din această seară. Doamna avocat Constantina Cundiev, bună seara! Domnul deputat Cristian Rizea, președinte PSD Diaspora, bună seara! Și domnul psiholog Hannibal Dumitrașcu. Bună seara, vă mulțumesc tuturor că ați acceptat această invitație. Așa cum ați aflat până la această oră, un cutremur devastator a avut loc astăzi în Noua Zeelandă. Christchurch, al doilea oraș ca mărime din Noua Zeelandă, a fost devastat. Zeci de clădiri s-au prăbușit, sute de oameni au fost răniți, iar cel puțin 200 de persoane sunt prise sub dărâmături. Din păcate, 65 de oameni și-au pierdut viața, potrivit primelor informații. În Noua Zeelandă trăiesc 2500 de români, iar dintre aceștia, aproximativ 300 au domiciliul în orașul Christchurch. Pentru a afla ultimele detalii, suntem în legătură directă acum cu Cristi Dumitrache, redactor șef la ziarul Pagini Românești în Noua Zeelandă. Bună ziua, Cristi! Trebuie să fac această precizare pentru că este un decalaj foarte mare între România și Noua Zeelandă. Am primit fotografiile tale care au surprins dezastrul. Spune-mi, te rog, sper că sunteți bine. Ce informații noi ai? Bună seara tuturor invitațiilor și ție, mai precum și pe respectatorilor. Da, într-adevăr, cutremurul a avut 6,3 grade pe scara Richter, cutremurul de ieri de la prânz, și a avut loc în orașul Christchurch, care este al doilea ca mărime din Noua Zeelandă, după Auckland. Prim-ministrul nostru, John Key, a anunțat cifra oficială de 65 de persoane decedate. Apărarea civilă a confirmat însă până acum doar 32 de victime, deci asta e informația de ultimă oră. De asemenea, o informație de acum un minut, arhiepiscopul din Christchurch a spus că în catedrala a fost cea mai afectată la acest cutremur, se aflau în momentul cutremurului foarte mulți turiști străini, deci sunt persoane care nu pot fi găsite decât din informații de la pasapoarte și de la emigrat, deci o să fie destul de multe fatalități și din acest loc. Într-adevăr, majoritatea clădirilor reprezentative din Christchurch s-au prăbușit, orașul a rămas fără simbolurile istorice. Spune-mi, te rog, Cristi... Foarte, foarte mulți oameni sunt sub dărâmături încă. Da, este într-adevăr o tragedie. Vreau să te întreb dacă ai reușit să iei legătura și cu alți români care locuiesc acolo. Ce există victime, pentru că vorbim de o adevărată tragedie, există victime și din partea românilor care se află acolo? Din câte știu, până acum nu s-a confirmat nicio victimă din partea românilor. Foarte greu să luăm legătura, am încercat în continuu pe telefoane. Christchurch este un oraș în care nu mai există rețele de telefonie în acest moment sau sunt supraîncărcate. Nu există curent electric. Aeroportul este închis. Principalele drumuri de acces sunt distruse. Despre comunitatea românească știu doar că am vorbit cu câțiva prieteni care au reușit să prindă câteva familii de acolo și românii sunt în regulă din câte știu până în acest moment. Nu știu încă soarta clădirii bisericii românești. Avem o biserică foarte frumoasă în Christchurch, se numește Adormirea Maicii Domnului și biserica, parohia, este condusă de părintele Emanuel Crainic. Nu am reușit să contactăm nici pe părinte până la acest moment, dar din câte știu până acum nu există victime între români, însă totul este într-o continuă dezvoltare și eforturile de salvare continuă în oraș. Orașul este practic distrus. Este o tragedie. Mulțumesc, Cristi. Și invitații mei din platou vor să-ți adreseze câte o întrebare. Vă rog. Sigur că da. Vă ascult, domnul deputat. Vă salut și eu, domnul Dumitrache. Vreau să știu, într-adevăr, era întrebarea pe care vreau și eu să vă pun, referitoare la cetățenii români de acolo și dacă cumva există vreo posibilitate să aflăm, nu știu, prin Ministerul Afacerilor Externe, poate prin reprezentanții noștri acolo, ai misiunii diplomatice, dacă într-adevăr
Eu știu, există și victime fiind cetățeni români. Da, mulțumesc pentru întrebare. Nu cred că se poate, pentru că trebuie să așteptăm să aflăm toate din partea autorităților de la apărarea civilă, pentru că informațiile sunt foarte puține, informațiile oficiale. Când este vorba despre răniți și decedați, trebuie ca informațiile să fie extrem corecte. Cred că ambasada României de la Canberra și consulatul românesc din Wellington, consulatul onorific, nu au informații în acest moment și cred că cea mai bună sursă de informare este ori de la noi, cei care reușim să-i contactăm pe românii de acolo, ori de la oficialități. Da, v-am pus această întrebare știind că acolo e o comunitate de vreo 300 de români, care numără cam 300 de români, și de asta eram interesat să aflăm. Este. Mulțumesc mult! Eu am încercat să contactez și comunitatea din Christchurch, se cheamă Comunitatea Românilor din Insula de Sud. Din păcate nu am reușit să aflu absolut nimic, pentru că efectiv cine sună rămâne la telefon, telefonul sună în continuu fără să răspundă nimeni. Este o situație de înțeles pe de-o parte și pe de altă parte românii cred că au foarte multe probleme de rezolvat în acest moment, să se asigure că sunt ok, să se asigure că cei de la sunt ok, și imediat cum o să avem informații o să le facem publice. Mulțumesc mult de tot! Domnule Dumitrache, ăsta e al treilea mare cutremur din ultima vreme din Noua Zeelandă, din câte știu. Așa este, nu? Da, așa este. Ați simțit în urma acestor evenimente, cu totul și totul dramatice, că eventualele bariere care existau între comunitatea dumneavoastră de români și populația băștinașă au căzut cu ocazia acestor evenimente? Ați simțit că sunteți solidari mai mult decât altă dată? Acceptați? Sigur că da. Este o caracteristică foarte importantă a Noii Zeelande și greu de crezut pentru alte populații. Noua Zeelandă este o țară compusă din emigranți. Și mai ales în aceste momente suntem absolut, cu toții suntem în aceeași problemă și suntem solidari. Într-adevăr, la asemenea momente de disperare, toate barierele dispar. Am văzut în direct la televizor, care este singura sursă de informare valabilă, pentru că se transmite în direct în continuu și pe toate canalele străine, am văzut în direct oameni care ieșeau din clădiri de diverse naționalități și erau imediat luați în primire și ajutați. Și de asemenea, în spatele lor, în clădirile în care încă se aflau 10 de persoane, clădirile se prăbușeau. Deci este un lucru foarte grav și ceea ce se întâmplă, mai ales pentru că orașul acesta a fost foarte lovit de cutremurul din 4 septembrie de anul trecut și apoi a fost o mare replică în 26 decembrie. În acest moment foarte mulți dintre oameni își pun problema dacă să mai rămână în acest oraș, mai ales că simbolurile orașului au fost distruse. Este și o problemă de ordin psihologic și cred că o să fie foarte mari probleme în continuare, pentru că întreaga infrastructura orașului este distrusă, tot orașul domnește apa și un fel de noroi amestecat cu pietre și cu nisip. Atmosfera este îngrozitoare, mai ales că eforturile de salvare au fost îngreunate din cauza nopții. A început să și plouă în Christchurch noapte, deci au fost condiții cât se poate de grave. Mulțumesc mult pentru intervenție, Cristi Dumitrache. Mulțumesc și pentru fotografiile pe care ni le-ai trimis. Noi vom continua să vă ținem la curent, doamnelor și domnilor, cu evenimentele care au loc acolo prin programele de știri ale televiziunii române. Revenim la emisiunea din această seară. Tema despre care ne-am propus să vorbim este violența domestică, mai exact despre visul pe care l-au zeci de românce, deci face o viață mai bună, vis care le duce de multe ori departe de rude și de prieteni. Fără ezitare, căci dragostea, după cum știm, este oarbă, spun da străinului care le declară iubirea.
Uneori, însă, ea ține doar până dincolo de graniță. Alături de invitații mei vom încerca să căutăm câteva răspunsuri în această seară și pornesc ediția aceasta de la un titlu din Gazeta Românească, citez, bătută și umilită de soțul italian. Este vorba de cazul unei românce care, crezând că și-a găsit soțul ideal, pleacă din țară, abandonează școala și se transferă în Italia. Aici însă trăiește clipe de coșmar, fiind bătută, umilită și nevoită să-și părăsească copiii. În prezent se află sub protecția statului italian, fiind cazată într-una din structurile Rețelei Naționale Antiviolență destinată femei. În situația ei se regăsesc, din păcate, multe românce. O să încep cu dumneavoastră, domnule psiholog. Este un lucru normal ce vedem astăzi, la 20 de ani de când am înțeles ce înseamnă primii pași în democrație, crezând că ne-am schimbat puțin mentalitatea, crezând că am evoluat, se mai pot fi de actualitate astfel de cazuri? Din păcate sunt de actualitate și e vorba de o actualitate imediată, brutală, scăpată de sub control. Avem de-a face cu un fenomen social care este foarte puțin controlabil de către comunitate. Cauzele probabil că aici ar trebui să ajungem rapid. De ce există un asemenea fenomen? De ce femeia are un asemenea statut în societatea românească, dar și acolo unde comunitățile de români s-au așezat după 1990, în Italia, în Spania, în străinătate apropiată, aș putea spune eu, pentru că, vedeți, valul acesta de migrație românească către cele două țări, Spania și Italia, nu a fost întâmplător. Nu doar afinitățile de limbă au fost cele care i-au împins pe români să aleagă eventual o viață mai bună aici, ci și similarități din punct de vedere cultural. Italia și Spania sunt societăți în care, spre exemplu, bărbatul este o prezență și o figură dominantă în viața familiei, acel patrone consacrat de către familia italiană, există și în familia românească. Știți de pildă că în tradiția noastră de aici din sud, din Oltenia, femeia nu este om, bărbatul este singurul care are aceste calități. Din păcate, mentalitățile acestea au fost transferate de foarte multe dintre victime, dincolo de granițele țării, în Italia, în Spania, unde a găsit terenul fertil pentru abuz, a găsit terenul fertil pentru violența aceasta domestică. Din păcate, multe dintre aceste tinere care au luat drumul străinătății apropiate, au luat cu ele un model al familiei de aici, din România, în care violența este o prezență acceptată, din păcate, în practicile comportamentale. Tăcerea victimei este aceeași, din păcate, în multe dintre familiile italiene și cele din Spania. Domnule deputat, ce ar trebui să facă autoritățile noastre până una alta? Pentru că, într-adevăr, problema este exportată acum în Italia. Poate să fie în Spania, poate să fie în Grecia, poate să fie oriunde până la urmă. Dar ce trebuie să facă autoritățile noastre în astfel de cazuri? Și am să revin după aceea și la doamna avocat cu aceeași întrebare. Cred că, în primul rând, noi politicienii ar trebui să ne implicăm mult mai mult în schimbarea legislației, în ceea ce îi privește pe românii din afara țării, din diaspora, așa cum e foarte bine îi denumim. Vedeți, dumneavoastră, eu am depus câteva amendamente pentru că știm bine, din păcate, partidul aflat la putere prin reprezentanții săi a vrut să le introducă și un comision pentru transferurile bancare, le-a mărit și taxele. Păi nu, haideți să vorbim, pentru că sunt multe lucruri care trebuie făcute, inclusiv asistență juridică, pentru că de asta vorbim, că ați invitat aici un avocat. Am invitat și un avocat. Și din păcate, românii care sunt în situații de genul acesta, și o să ne referim la acest caz pentru că sunt și eu conectat la ceea ce se întâmplă în diasporă și vreau să-i felicit pe cei de la Gazeta Românească pentru că ne aduc aceste cazuri în prim plan, cum este cazul Elenei Petrov, o fată din București care, într-adevăr, acum 13 ani, când avea vârsta de 16 ani atunci, s-a îndrăgostit de un italian, l-a urmat acolo, a făcut doi copii. Acesta
asta este un caz. Și se află acum într-un centru de protecție a femeilor, unde, din păcate, nu primește sprijinul care ar trebui să-l primească. De aceea, eu, ca și președinte al PSD Diaspora, pot să vă spun că un alt caz semnalat acum o lună și jumătate de același ziar, Gazeta Românească, referitor la familia Dârlău, din localitatea Luca, din Italia, care erau pe punctul de a fi dați afară din casă, doamna Dârlău fiind, având un picior amputat, neputând purta proteză pentru că nu îi se permite, nu poate, tumoarea care a afectat piciorul, în urma căreia a fost amputat acel picior, nu a permis ulterior și purtarea unei proteze, soțul, care nu și-a mai găsit de muncă la 52 de ani pentru că firma unde a lucrat 7 ani din Via Regio a dat faliment și am făcut, neavând decât un sprijin financiar de 700 de euro ca însoțitor al soției sale, având această problemă medicală, un ajutor primit de la Uniunea Europeană, ne-am implicat noi PSD Diaspora, am scris primarului din localitatea Luca și vreau să vă spun că am primit cu mare bucurie acum 10 zile, o săptămână, chiar puteți să-i contactați pe cei de la Gazeta Românească, vestea că datorită scrisorii pe care am făcut-o primarului, au primit o locuință socială. O să intrăm în legătură și ne vom implica și în astfel de cazuri. Eventual vom lua legătura cu un avocat din zonă pentru a ajuta pe doamna Elena Petruf, pentru că văd că e singură și practic și-a spus păsul ziariștilor români aflați acolo, care iată au făcut publică povestea ei și am văzut și eu multe mesaje de compasiune, de sprijin din partea multor români din alte țări din diaspora. Doamna avocat, ce ar trebui să știe o femeie când face un astfel de pas? Ne-am purtat discuția asta și un pic mai devreme înainte și spusesem în mod clar că, după părerea mea, așa cum ai zis și tu, au trecut 20 de ani, informația e un pic diferită și mult mai evoluată, atunci când iei o decizie, o decizie să te muți cu cineva, că de fapt problema esențială este nu numai căsătoria, este faptul că pleci din țară să trăiești cu cineva și există și eventualitatea apariției unui copil și așa mai departe, totdeauna cred că este bine să ai informația despre ce te așteaptă acolo. Deci nu numai din punctul de vedere al juristului, dar al omului în sine, consider că trebuie să vezi ce te așteaptă acolo. Și trebuie să cunoști ce te așteaptă și din punct de vedere al regimului matrimonial sau care sunt condițiile în care pleci acolo, cum poți să stai, să te stabilești și care sunt, ce ți se oferă efectiv acolo. Bun, în multe cazuri lumea se gândește că, doamne, nu cunoaște legea. E foarte greu să-i ceri unei femei să cunoască legea unui stat, a soțului, a viitorului soț și să știe exact la ce se poate aștepta. Dar pot să-și ia unele măsuri de aici, din țară? Se poate face așa ceva? Sau, pentru că sunt cazuri și cazuri până la urmă. Haideți să discutăm. Măsuri din țară e puțin improbabil să consider că își pot lua. Nu pot, să presupunem că își legalizează căsătoria aici în țară.